În ziua a 23-a a lunii februarie, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, a dormit în Domnul la anul 156. Sfântul Policarp era din Efes, din Asia Mică, și s-a născut din părinți binecredincioși, Pangratie și Teodora, pe când ei erau în temniță pentru credință. Și fiind osândiți la moarte, părinții lui și tăindu-li se capetele, pruncul a fost luat și crescut de o milostivă creștină cu numele Calista, care l-a botezat, dându-i numele Policarp, iar la vremea cuvenită l-a învățat dreapta credință și poruncile vieții după Evanghelia Domnului. Deci, pe când împlinea vârsta de 20 de ani, tânărul Policarp a aflat că Sfântul Evanghelist Ioan propovăduiește cuvântul Domnului prin părțile Asiei și, aprinzându-se de dorința de a-l vedea, a părăsit casa Calistei și a mers după dânsul. L-a găsit alături de ucenicii săi, Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, și Sfântul Vucol. Și a rămas și Sfântul Policarp împreună cu acești binecuvântați, semănători ai Evangheliei lui Hristos, înfruntând osteneli și suferințe în slujba credinței. Deci, pe vremea lui Traian Împăratul, 98-117, Sfântul Ioan Evanghelistul, care era exilat în insula Patmos, a așezat pe Sfântul Vucol, episcopul în Smirna, dându-i ajutor pe Sfântul Policarp. Asemenea și Sfântul Vucol, înainte de moartea sa, l-a așezat pe Sfântul Policarp, episcop, în locul său, cu legământ să nu înceteze a se osteni pentru cuvântul Domnului. Păstorind vreme îndelungată, Sfântul Policarp i-a adus pe mulți păgâni la Sfânta Credință. Tot pe timpul împăratului Traian, Sfântul Policarp, acum episcop în Smirna, a scris o epistolă către filipeni, care se păstrează și astăzi, lăudându-i pentru frumoasa primire făcută de ei Sfântului Episcop Ignatie din Antiohia, legat în lanțuri și sub pază în drumul lui până la Roma, unde a fost mâncat de fiare. Pe vremea împăratului Antonin Piul, 138-161, către anul 158, Sfântul Policarp a mers la Roma, unde împreună cu Papa Anicet, episcopul Romei, au statornicit data sărbătorii Învierii Mântuitorului Hristos pentru întreaga creștinătate. În sfârșit, pe vremea împăratului filozof Marc Aureliu, 161-180, Sfântul Policarp a fost prins și i-a spus regătorul: "Blesteamă pe Hristos și cruță-ți bătrânețile!" Iar Policarp a răspuns: "De 86 de ani îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea blestema pe binefăcătorul și mântuitorul meu?" Pentru aceasta, fiind osândit la moarte, a fost ars de viu. Un ucenic al Sfântului Policarp, Sfântul Irineu, 130-211, ajuns episcop al Lugdunului, în Galia, Franța de astăzi, a scris despre dânsul: "Eram de vârstă tânără și l-am cunoscut pe Policarp. Era de mulți ani și foarte bătrân. Învăța pe toți ceea ce singur învățase de la apostoli și a dat bisericii învățătura cea adevărată. Era cu adevărat un mărturisitor al dreptății, vrednic în credință."